I'm not afraid, they can read all about it, read all about it, oh, 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 oh. Aceasta este piesa cu care Roxana Raita a ajuns în semifinala concursului Vreau să cânt. Răghineanca, în vârstă de 22 de ani, a răspuns provocării lansate de o casă de discuri din Cluj-Napoca, acolo unde este studentă. Organizatorii oferă câștigătorului înregistrarea unui album propriu și realizarea unui videoclip. Peste 30 de tineri talentați în ale interpretării au participat, iar 12 dintre ei s-au calificat în semifinală pe baza voturilor obținute pe pagina de internet a organizatorilor. Am avut destul de multe voturi, dar să luați în considerare pe lângă numărul voturilor și părerea unui juriu format din membrii echipei de la Big Time. Cred că m-a ajutat susținerea prietenilor de pe Facebook și nu numai și țin să le mulțumesc pe această cale pentru încurajări, pentru critici, toate deopotrivă m-au ajutat să ajung în semifinală. Internauții au avut la dispoziție 10 zile pentru a-și vota favoriții. Roxana a interpretat piesa Read All About It de la Emily Sande, deși ea s-a remarcat de-a lungul timpului ca solistă de muzică populară. Vocea sa a cucerit însă votanții, care i-au acordat aproape 900 de aprecieri, clasându-se pe locul 5 între cei 12 calificați. Concursul va continua în data de 13 decembrie la un club din Cluj-Napoca, unde publicul îi va putea asculta pe semifinaliști. O să cântăm piesa înregistrată în cadrul concursului și încă o piesă la alegere. Da, m-am gândit la o a doua piesă. M-am gândit să fie o piesă în limba română, Echo, de la Elena Gheorghe. Departajarea concurenților va fi făcută deopotrivă de către juriu și public. Doar 4 vor ajunge în finală. Roxana speră să avanseze până la faza de a se lupta pentru marele premiu. Răghineanca este studentă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Liceul l-a terminat la Târgu Mureș, iar între timp a urmat cursurile Școlii Populare de Artă, secția Canto Popular. Momentan activează într-un ansamblu folcloric din Cluj-Napoca.